Pe mai multe site-uri de știri naționale a apărut informația potrivit căreia municipiul Petroșani face parte dintr-un grup de 100 de orașe care ar fi fondat o coaliție numită C40, Cities Climate Leadership Group, și care și-ar fi stabilit ca până în anul 2030 în orașele respective să se ajungă la zero consum de carne, zero consum de lactate, zero autovehicule, private, deținute, achiziția maxim 3 articole vestimentare anual pe cap de locuitor și un zbor de mai puțin de 1500 de kilometri la fiecare 3 ani de persoană. Primarul municipiului Petroșani este șocat de acest program și a declarat pentru știrile Hunedoara 1 TV că este vorba de o știre falsă. Asaltat de locuitori, Tiberiu Iacobriți a dezmintit informația pe rețelele de socializare pentru a-i liniști pe oameni. A fost un fake news, o dezinformare grosolană la adresa municipiului Petroșan legat de o presupusă asociere sau asociație în care a intrat și Petroșanu și că în 2030 se va interzice consumul de carne, lapte, o măpunește și râsul. Deci așa ceva este mai mult decât absurd, dar am făcut această dezmințire și precizare că Petroșanu nu face parte și nu va face parte din o astfel de asociație niciodată. Bun, ați avut reacții din partea populației? Da, am avut reacții din partea populației, de aceea am și intervenit public pe acest subiect, adică este aberant. Informația vehiculată este aberantă și se înscrie în registrul dezinformărilor și a teoriilor conspiraționiste de care abundă în ultima vreme mediul online, în perspectiva alegerilor de anul viitor, a mai declarat primarul municipiului Petroșani.